Alex Abagiu îmi citește gândurile. Pentru că Adina și cu mine suntem două mame care suntem în aceeași situație. Avem două fiice care au descoperit ceea ce se numește port fart. Și acum o să te întreb pe tine, Adina, draga mea, dacă ți s-a întâmplat să descoperi că din portfartul tău îți lipsește ceva. Da, mi s-a întâmplat. Cam ce lipsește de obicei? Rimel. Da. Fondul de ten? Concealer. Da. Cam atât. Și noi folosim... E limitată povestea, știi, mă așteptam să spună mai mult, având în vedere ce experiență am avut eu până acum. Asta ca să facem o introducere cumva completă. Adina este mama Carinei, care e aici pe scaun. Da. Pe Adina o cunosc de foarte mult timp, dinainte să o aibă pe Carina ca și fică, o fică superbă de altfel. Și povestea pe care astăzi o exploatăm aici este cum transmiți mesajul corect mai departe către generația tânără. Dar care vine că generația tânără nu prea are informație și ea de la mama produse cosmetice pe care tenul tânăr nu le admite corect. Sau altă situație, generația tânără și ai informația din tot ceea ce înseamnă în ziua de astăzi social media. Uh-huh. Pentru că toate au un idol, urmăresc un anumit serial, se uită la o anumită actriță, au o anumită tactică de abordare a poveștii astea și consideră că ce văd acolo trebuie aplicat mot-a-mot pe fața lor. Uh-huh. Ne mai luând în considerare filtrele de pe toate mediile astea. Pentru că multe vor să arate exact așa cum arată într-o filmare, direct cu filtru, în viața reală. Lucru care nu e neapărat posibil întotdeauna și nici sănătos, din multe puncte de vedere. Dar hai să vorbim puțin, Carina, povestește-mi, nu știu, dacă ar fi să te gândești la o persoană pe care o admiri în momentul ăsta, nu știu, poate fi actriță, poate fi social media. Încercam chiar să mă gândesc înainte de unde ne luam noi în trecut informația, de unde? Când venea vorba de beauty, hai să dăm firul timpului înapoi. Erau reviste străine de regulă. La mine era mama cea mai frumoasă femeie de pe pământ. Superb! Bravo, felicitări! Mulțumesc! Și eu am primele amintiri de beauty, tot legate de mama mea, dar apropo de cum să găsim acea paralelă cu zilele noastre. Apar reviste și îți spun atât. Clipuri muzicale, MTV. Să știi. Clipuri, da. Să știi. Clipuri, corect, nu? Da. Dacă stăm să ne gândim. Ei, în ziua de astăzi, hai să fim serioși, sunt mult mai multe medii care cumva pot fi sursă de inspirație. Vorbim despre Instagram, Facebook, tot ce înseamnă social media, plus toate platformele de streaming de unde adolescenții și-au această informație. De acord, numai că Adina și cu mine o să te întrebăm fără jenă. E normal ca o fetiță la 13-14 ani să înceapă să se macheze? Răspunsul corect în ziua de astăzi și în timpurile pe care le trăim este da. Simțeam. Atenție, acesta este răspunsul, dar trebuie să vedem puțin firul epic al acestei povești, să-l desfacem în mai multe fire, ca să zicem așa. Important este să nu spuneți nu adolescentelor atunci când ele cer machiaj. Din contră, cred că e important să îmbrățișați cumva direcția asta, să le arătați că sunteți deschiși. Trebuie să vedem ce fel de machiaj le recomandăm, pentru că le putem face rele. Uite, ca să facem referire la ce lipsa Adinei din trusa de machiaj, spune că îți lipsește mascara și îți lipsește concealerul, poate. Sunt acele lucruri care, hai să spunem că nu sunt atât de grave în contextul de machiaj. Orice adolescentă se întâlnește cu pubertatea la această vârstă, are aceste microerupții pe suprafața tenului și da, aplicarea unui concealer nu mi se pare o greșeală absolută atunci când ai toată presiunea asta de mediu în care ei trăiesc până la urmă. E o școală, e o competiție, toate fetele se uită unele la celelalte, nu poți să te prezinți acolo, iertați-mi vorba direct, o să spun, cu coșul vorbind cu tine, știi? Da, da, da. Hai să-l acoperim puțin, hai să învățăm cum să facem chestia asta versus încerc să trec doar prin sfera lor de nu știu, mesaj și să mă gândesc la faptul că e mult mai ușor pentru ei să ia dintr-o dată un fond de ten cu putere foarte mare de acoperire, pentru că așa văd în social media, pentru că așa le arată influențele. Și pentru că asta au în casă, până la urmă. Și pentru că asta au de la mamă în casă, exact, și să îl folosească pe toată fața, observând din start o schimbare. Mi-au dispărut coșele, mi-a dispărut tot. Da, dar peste 24 de ore. Spunem, da, exact. Poți, dar ce e de făcut? Fond de ten cu putere foarte mare de acoperire, hai să încercăm, dragă Carina, să folosim poate de data asta un BB cream. Da. BB cream este un produs cu care orice adolescent trebuie să înceapă atunci când vine vorba de îngrijire facială și e o cremă cu foarte puțin pigment care, pe lângă faptul că le lasă pielea să respire, dă acest aer proaspăt. Eu am folosit un BB cream acum pe fața ei și chiar vorbeam cu Adina când am sosit că în mașină se uita la Carina și spunea, îmi place foarte mult de Carina cu fața așa, ce ai făcut, ce ai făcut? N-am avut discuția asta, microfonul.
Am avut discuția asta și eram amândoi de acord că, uite, e o soluție pe care orice adolescent o poate urma. Eu acum exemplific cumva un machiaj basic pe care orice fată ar trebui să-l arate cumva. Dar nu are eyeliner. Nu are eyeliner? Hai, spune-mi, Carina, despre eyeliner. Mie îmi place foarte mult să mă machiez cu eyeliner și cu mascara ca să-mi scot în evidență ochii. Da. Așa. Dar în același timp să fiu naturală și discretă, îmi place. Și atunci cum facem să fim și fără? Îi spunem da, deci totul începe cu da. Evident. Și te-ai obișnuit cu chestia asta, deci da. Dar hai să învățăm cum să o facem moderat, să o facem corect și să o facem adaptat vârstei noastre. Și da, linia de eyeliner poate fi începută mai întâi cu un creion maro basic cu care începi ușor să-ți conturezi rădăcina genelor. După aceea, mascara nu trebuie să însemne neapărat gene false și extensii. Vorbeam și despre asta, Carina? Da. E așa că atunci când te uiți la social media, de regulă, vezi că majoritatea... Vreau gene false, da. Mi-e luat cuvântul în gură, mulțumesc. Da, uite, nu spunem nu poveștii, dar îi spunem ai gene frumoase. Hai să învățăm în primul rând să avem grijă de ele, să aplicăm mascara corect, adică să ne îndreptăm către formule care să arate natural, să nu fie supraîncărcate și în același timp să încercăm să facem cât putem de mult cu frumusețea noastră naturală. Sigur, mai ales că avem cu ce. Avem cu ce la vârsta asta 100%. Și e momentul care, din păcate, Adina, hai să fim de acord aici, nu se mai întoarce. Nu se mai întoarce momentul ăsta. Așa, să ne bucurăm de frumusețea noastră naturală, să încercăm să punem în valoare tot ce avem frumos și, mai ales, înainte de toate, să avem o rutină foarte bine pusă la punct de îngrijire, tu de curățare, de demachiere. Tu ai învățat-o să se demacheze, să se curețe, să se... Am învățat-o, învăț în continuare, încerc. Nu reușesc întotdeauna. Dar măcar ne chinim. Adică suntem la hârleți. Dar apare, mi-e somn, nu prea am chef, nu astăzi, poate mâine. Mă demachez mâine, de machiajul de azi, nu prea merge. Da, nu merge niciun caz. Trebuie să avem o rutină foarte bine pusă la punct. Fața de pernă, dar nu e suficientă. Exact. Nu e deloc suficientă. Trebuie să avem grijă de pielea noastră, pentru că, din păcate, e și un moment foarte fragil. Foarte fragil, da. Vorbim despre pubertate, vorbim despre hormoni, vorbim despre exces de sebum pe suprafața tenului, vorbim despre posibilitatea tuturor contactelor, pentru că, hai să fim serioși, tinerii din ziua de astăzi nu sunt atenți cu curățirea mâinilor foarte mult și îi văd, am și eu în familie tineret, și văd cum instant își pun mâna pe față, nu au această cultură de a nu-mi atinge fața neapărat dacă nu e nevoie, sau dacă mi-o ating întotdeauna după ce m-am spălat pe mâini sau am folosit un dezinfectant, și atunci știi, riscurile să îți apară inflamații, să îți apară coșuri sunt destul de mari. Cu o igienă corectă, cu o rutină bine întemeiată și urmărită eventual de părinți, e un lucru foarte bun că vezi că scad cazurile de prezență la dermatolog. Corect. Scad cazurile de... Știi, nu mai ajungi în acel punct atât de avansat încât să nu mai poți da înapoi. Da, și Carina are 2-3 coșulețe, hai să-ți spun așa, știi, să nu mă audă. Ca toată lumea, și e normal. Și e mai normal ca niciodată să ne îmbrățișăm cumva, să fim de acord cu aceste lucruri, știi, să ne tratăm imperfecțiunile ca fiind acele lucruri care ne fac speciale într-un fel sau altul. Dar dacă putem să le astupăm, să le camuflăm sau să le tratăm cumva ca să ne simțim mai bine noi, putem să o facem în ziua de astăzi și putem să o facem foarte atent cu produse puțin invazive, fără a fi această mască pusă pe față. Îți mulțumim foarte mult, vă mulțumim amândurora și încerc să trag o concluzie. Alex a încercat în felul lui delicat și diplomat să vă roage ca mame, așa cum face Adina, să nu spuneți nu, dar să încercați să recomandați fiicelor dumneavoastră machiaje ușoare, naturale, să profite de frumusețea, da, frumusețea lor naturală și mai ales să le protejăm viitorul. Că, slavă cerului, au nevoie de fața asta mulți ani de acum încolo. Vă mulțumim!